Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, activele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. Performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Situația la nivelul piețelor de capital a fost una mixtă, am putea spune. De ce? Pentru că în ciuda unei recuperări care a fost înregistrată ieri la nivelul celor mai importanți indici, în această dimineață vedem o deteriorare semnificativă a încrederii și a atitudinii la nivelul traderilor. În primul rând, trebuie menționat că evoluția pozitivă care a fost înregistrată ieri la nivelul piețelor europene, dar și la nivelul DAX-ului, a fost determinată în principal de o redresare a prețului petrolului. Și aici vorbim despre prețul petrolului futures, în ceea ce privește contractele pentru luna iunie, care au reușit să se aprecieze cu aproximativ 60%. Mai mult, entuziasmul vine și în urma tot mai multor informații, tot mai multor comentarii legate de apariția unor posibile vaccinuri. Astfel, trebuie să menționăm că BioNTech, companie care se ocupă cu producerea de medicamente germană, a anunțat că va începe curând să testeze 4 vaccinuri pe subiecti umani. Prin urmare, vedem că tot acest val de informații legate de apariția unor posibile vaccinuri nu face altceva decât să ducă la o îmbunătățire a situației și în ciuda unei perioade mai lungi pe care aceste medicamente le vor necesita tocmai pentru a fi testate și pentru a se asigura că funcționează cum trebuie și că nu duc la efecte secundare problematice, este un pas înainte și reprezintă o evoluție, și anume evoluția de care este nevoie. De ce? Pentru că dacă ținem cont de ultimele informații și de ultimele detalii legate de acest virus, s-a susținut și se susține în continuare faptul că chiar dacă ai fost infectat de coronavirus, nu înseamnă că ești imun. Și în cazul în care în viitor vei avea imunitatea scăzută sau într-un anumit context al sănătății tale, este posibil să fii testat din nou pozitiv. Există cazuri în care același subiect a fost testat de 2 sau chiar de 3 ori pozitiv, după ce de fiecare dată a fost vindecat și a fost declarat vindecat. Prin urmare, se pare că singura soluție ar fi descoperirea unui vaccin și astfel populația să devină imună. Iar acea încercare de imunizare masă pare să nu fi fost deloc calea corectă și calea inspirată, am putea spune. Prin urmare, în acest moment, informațiile legate de vaccin și mai ales informațiile legate de apariția unui vaccin eficient și am putea spune într-o perioadă relativ apropiată de timp, ar putea să ducă la o îmbunătățire considerabilă a atitudinii. Totuși, situația în această dimineață este afectată de informațiile din calendarul macroeconomic, dar despre aceste rapoarte vom discuta puțin mai târziu. Ce este important pentru DAX? În continuare, astăzi va începe summitul UE și liderii europeni vor încerca din nou să discute și să ajungă la un acord cu privire la
noi măsuri de susținere a economiei și de ajutare a economiilor care au fost cel mai afectate de această pandemie. Deși este greu de crezut că se va ajunge la un acord și la rezultate într-o manieră rapidă, întrucât știm că mai multe state membre nu pot încă să decidă cu privire la anumite aspecte cheie, este un subiect important și ar putea să pună bazele unui acord mai amplu, unui acord care să ofere și mai multă încredere investitorilor. Pentru că în acest moment, pe lângă impactul pe care îl are pandemia și efectele economice pe care le vom vedea în următoarea perioadă, un val de neîncredere vine și din această aparentă lipsă și pasivitate a autorităților de a veni cu măsuri de susținere, precum cele care au fost observate în SUA, unde autoritățile par să fi fost mult mai prompte și mult mai dispuse să susțină din punct de vedere financiar toate aspectele economice și toate efectele negative care apar la nivelul economiei. În această situație, la nivelul DAX, vedem o tendință de depreciere și această tendință ar putea să reprezinte o problemă. De ce? Pentru că vedem că a fost spart acest nivel de suport de la 10.400 de puncte, nivel care are o relevanță importantă pentru investitori, cel puțin pe termen scurt. Întrucât vedem că în jurul acestei bariere prețul a tins să evolueze în cea mai lungă perioadă de timp din ultimele săptămâni și pare să fie un nivel de referință pentru ambele tabere. Iar în cazul acestei spargeri am putea chiar să ne așteptăm la o extindere a secvenței descendente către următorul nivel de susținere din zona 10.224, care vedem că a întrerupt majoritatea încercărilor de corecție descendentă din ultima perioadă și vedem că a marcat și punctul de unde prețul a ricoșat în timpul sesiunii de marți și de unde a început această secvență ascendentă. Prin urmare, ne-am putea aștepta la o extindere a acestei secvențe, iar având în vedere că atitudinea în acest moment pare să fie destul de afectată de datele macroeconomice slabe, cred că este destul de dificil să ne gândim la o recuperare, la o secvență ascendentă pe termen scurt. Mai degrabă, o astfel de secvență ar putea să apară în cazul în care vom asista la testarea acestei bariere de la 10.224, întrucât niveluri mai joase în condițiile actuale nu par neapărat justificate. Și la nivelul US 500, situația este asemănătoare. De ce? Pentru că în timpul sesiunii de ieri am asistat la o recuperare rapidă, la o recuperare destul de curajoasă, am putea spune, și de convingătoare. Totuși, prețul pare să se fi împotmolit în această zonă, în zona de la 2800 de puncte, 2798-2800 de puncte, unde se află o retragere Fibonacci de 38,2% din secvența ascendentă care a avut loc aproape pe tot parcursul anului 2018. Prin urmare, această barieră pare să fie una destul de solidă și pare dificil de străpuns. Mai mult, atitudinea investitorilor americani pare să fi fost afectată odată cu situația și odată cu publicarea datelor din Europa. De ce? Pentru că aceștia au făcut cumva o paralelă și au transpus situația și la nivelul SUA, fiind foarte posibil să asistăm la o situație similară și în cazul
și în cazul US500. În această situație, prețul ar putea să se îndrepte, ar putea să-și continue această tendință descendentă, iar principalul nivel de susținere pare a fi în această zonă 2762-2717, care vedem că a întrerupt mai multe încercări de spargere în ultima perioadă, inclusiv cea din această săptămână. Prin urmare, la fel ca și în cazul de 30, acest nivel de suport pare a fi principalul obiectiv pentru vânzători. În continuare vom discuta despre piața de mărfuri și vom începe cu petrolul WTI. Petrolul WTI, care vedem că în acest moment pe graficul de pe X-Station facem referire la contractele pentru luna iulie. Prin urmare, acesta este motivul pentru care vedem un nivel mai ridicat de stabilitate și cumva valori mai ridicate decât ne-am fi așteptat. În acest sens vedem o tendință de stabilizare, o tendință cumva de oscilare undeva în intervalul 20-22 de dolari per baril. Totuși, în ceea ce privește situația de pe la nivelul contractelor pentru luna iunie, după cum menționam anterior, a avut loc o îmbunătățire considerabilă a situației în timpul sesiunii de ieri. Și anume, petrolul W, prețul contractelor pentru iunie au reușit să se aprecieze cu peste 60% și au ajuns undeva deasupra nivelului de 16 dolari per baril. De ce? Cumva această situație a fost impulsionată de un mix de informații. Pe de o parte, președintele Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter în care oferea instrucțiuni clare armatei americane de a doborâ orice embarcațiune iraniană care agasează, care încearcă să șicaneze embarcațiunile americane care se află pe mare. Prin urmare, la prima vedere, o astfel de afirmație ar putea să pară destul de inofensivă și să nu aibă efect asupra prețului petrolului. Dar dacă stăm să ne gândim și să o analizăm un pic mai detaliat și în profunzime, ar putea fi interpretată drept o undă verde de a ataca orice embarcațiune iraniană, iar în acest sens nu este greu de crezut că ar putea să aibă loc și accidente, între ghilimele, mai mult sau mai puțin voite, care să ducă la atacarea și la distrugerea unor petroliere iraniene sau a unor astfel de embarcațiuni de transport a petrolului. Prin urmare, am putea discuta despre o metodă mai puțin ortodoxă de reducere a acestui surplus de ofertă cu care se confruntă piața petrolului și cumva la o impulsionare a prețului. Da, nu este, am putea spune, nu este deloc o manieră etică, dar trebuie să privim mai departe de primul aspect, am putea spune și de prima perspectivă și cumva să urmărim care ar putea să fie efectele extinse. Mai mult, situația s-a îmbunătățit și datorită informațiilor făcute publice de către Arabia Saudită, care a susținut că este dispusă să ia noi măsuri tocmai pentru a stabiliza piețele. Totuși trebuie menționat că în continuare prețul se află la cele mai scăzute niveluri din aproximativ 1999 și
situația legată de nivelul la care se află capacitățile de depozitare în acest moment rămân în continuare problematice. Da, într-adevăr, pe termen scurt, situația pare să se fi îmbunătățit, mai ales dacă ținem cont și de informațiile făcute publice de către oficialii unuia dintre cele mai importante ETF-uri pe petrol. Vorbim despre ETF-ul american USO, care a decis să împartă poziția sa pe petrol pe un număr mai mare de serii de contracte. Tocmai într-o încercare de a stabiliza cumva prețul și de a, am putea spune, de a hedgui nivelul la risc reprezentat de contractele cu o dată scadentă mai apropiată. Totuși, după cum spuneam, aspectele fundamentale rămân problematice. Iar faptul că ne apropiem rapid de nivelurile maxime ale acestor capacități de depozitare la nivel global ar putea mai devreme sau mai târziu, dar presupunerea mea este că mai devreme să pună din nou presiune asupra prețurilor. De ce? Pentru că dacă ținem cont de ultimele estimări, acestea susțin că este posibil ca la sfârșitul lunii mai, începutul sau jumătatea lunii iunie, să ne aflăm foarte aproape de capacitatea maximă de depozitare la nivel mondial, ceea ce nu ar face altceva decât să pună și mai multă presiune asupra multor companii din acest sector care deja se confruntă cu probleme financiare importante. Iar în acest sens, situația din SUA ar putea să devină mult mai problematică și ar putea să necesite susținere guvernamentală, susținere pe care președintele Donald Trump s-a arătat a fi dispus să o ofere. Totuși, la nivelul perspectivelor pe termen mai lung, vedem o oarecare stabilitate. De ce? Pentru că pe măsură ce situația va reveni la normal, iar măsurile de restricționare se vor relaxa, cererea de petrol va cunoaște o creștere majoră, mai ales din partea cererii de combustibil, atât pentru autoturismele personale, cât și pentru transportatori sau chiar și pentru transportul aerian. Dar până la acel moment pare să ne aflăm totuși la o distanță de mai lungă decât ne-am fi putut aștepta. De ce? Pentru că în continuare, cel puțin în SUA, situația nu pare să se tempereze și nu pare să fie aproape de a putea să treacă printr-o relaxare a situației. Aurul a reușit să beneficieze de această tendință mai temătoare din partea investitorilor și vedem că a reușit să revină deasupra acestui nivel de rezistență de la 1703 puncte. Deși inițial această barieră părea una dificil de trecut și am asistat la ceva mai multă opoziție din partea vânzătorilor, motiv pentru care prețul a stagnat pentru câteva ore sub această barieră, spargerea a fost una destul de convingătoare, iar prețul pare dispus să se stabilizeze în acest moment deasupra acestei bariere, iar în acest moment vedem o tendință de depășire a unui nou nivel de rezistență în zona 1718-1720 de dolari per uncie. Rămâne de văzut dacă în această zonă vom asista la o spargere sau dacă vom vedea mai multă opoziție din partea vânzătorilor. De ce? Pentru că în cazul în care al doilea scenariu se va materializa, am putea asista la trasarea unei formațiuni double top. Formațiunea double top care ar putea marca începutul unei secvențe corective dacă ținem cont de modul în care a evoluat prețul. Și în acest sens, secvența corectivă ar putea să ajungă și să trimită prețul din nou sub această barieră de la 1703 puncte și
către zona de la 1693-1695. De ce? Pentru că aceasta vedem că este aria creșterii și aria primului picior a formațiunii Double Top. În ultima parte a discuției vom aborda piețele valutare. Și vom începe cu EURUSD. EURUSD care în continuare resimte o presiune puternică asupra monedei unice europene. De ce? Pentru că în această dimineață atenția s-a concentrat asupra indicatorilor PMI din statele Uniunii Europene, dar și la nivelul întregii zone euro. Dacă analizăm calendarul, acestea erau informațiile despre care discutam anterior. Și vedem că la nivelul statelor europene situația pare să se fi deteriorat mai mult decât se aștepta. La nivelul Franței vedem o scădere masivă în ceea ce privește sectorul de servicii, deși se aștepta o încetinire marginală de la 27,4 puncte la 25 de puncte, scăderea a fost una mult mai dramatică, către zona 10,4 puncte. Mai mult, și situația la nivelul Germaniei a fost la fel de deprimantă, iar nivelul aproape că a suferit o înjumătățire, de la 31,7 puncte la 15,9 puncte. În ceea ce privește valorile agregate pentru întreaga zonă euro, care vedem că de-abia au fost publicate, sectorul de servicii rămâne în continuare cel mai afectat și suferă o scădere amplă, o scădere foarte aproape de nivelul de 10 puncte. Ce ne sugerează toate aceste evoluții? Ne indică impactul pe care epidemia și aceste măsuri de blocare a economiei le-au asupra sectorului de servicii, dar și asupra sectorului manufacturier. Iar în acest sens, urmările ar putea să fie mult mai accentuate. Totuși, toată această evoluție nu face altceva decât să reprezinte o confirmare. De ce? Pentru că ne așteptam la efecte majore, la un impact semnificativ, dar nu știam cât de amplu ar putea să fie acesta. Totuși, odată ce economia se va redeschide și situația se va reîntoarce ușor către normalitate, am putea să asistăm la o tendință de îmbunătățire la fel de rapidă și cu o dinamică la fel de impresionantă. Dar până atunci, situația rămâne în continuare destul de problematică pentru moneda unică europeană, pentru că nu are tocmai cele mai solide, am putea spune, argumente. În acest sens, trebuie menționat faptul că în urma publicării informațiilor, EURUSD a scăzut sub pragul de 1,08 pentru prima dată de pe 7 aprilie. Astfel vorbim despre o perioadă de mai mult de 2 săptămâni în care moneda unică europeană a reușit să aibă o performanță remarcabilă în raport cu dolarul american și să se mențină deasupra acestui prag relevant de la 1,08. Totuși, pe măsură ce perspectivele nu au înregistrat îmbunătățirile așteptate, am putea spune, la nivelul Europei și situația nu s-a îndreptat către acea relaxare care era dorită de investitori, încrederea în economia europeană și în moneda unică europeană vedem că a scăzut treptat. Iar în acest moment vedem o scădere sub pragul 1,08, dar care pare să fi fost doar una temporară, iar prețul tinde să revină deasupra acestei bariere. Prin urmare, cumpărătorii par să nu fi fost dispuși să renunțe la acest prag, cel puțin pentru moment. În continuare,
situația rămâne una destul de dificilă pentru moneda unică europeană, dar nu trebuie să ignorăm nici situația din SUA. De ce? Pentru că și de acolo și acolo vor fi publicați indicatorii PMI, iar având în vedere trendul la nivel global, situația nu ar putea să fie departe de nu ar putea să fie una mai pozitivă, cel puțin la prima vedere. În acest sens, rămâne de urmărit modul în care prețul reacționează în jurul acestei bariere de la 1.08 și care va fi tabăra care va reuși să câștige această zonă. Și la nivelul lirei sterline, situația este destul de problematică. De ce? Pentru că investitorii așteaptă un val de date macroeconomice. Vorbim despre indicatorul de comenzi industriale CBI pentru luna aprilie, dar și despre datele privind datele PMI privind sectorul de servicii și sectorul manufacturier. În ambele cazuri se așteaptă o încetinire, dar la fel ca și în cazul datelor publicate până acum, atenția se va orienta către amplitudinea acestor scăderi. De ce? Pentru că este foarte important de văzut cu cât mai rău este situația decât se estimează. Iar în acest sens trebuie subliniat faptul că nivelul de 20 de puncte în ceea ce privește indicatorii PMI pare să fie un prag critic. De ce? Pentru că o scădere sub această valoare ar putea să pună și mai multă presiune asupra lirei sterline, care deja traversează o perioadă problematică. O perioadă problematică ce vine după o secvență ascendentă, o secvență ascendentă puternică și care părea să cumva să ajute și să faciliteze stabilizarea monedei britanice la niveluri mai ridicate. Totuși, perspectivele slabe la nivelul economiei și problemele legate de epidemia de coronavirus, care nu par să se tempereze, cel puțin în viitorul apropiat, nu fac altceva decât să pună și mai multă presiune asupra situației. Situația va rămâne în continuare destul de interesantă, mai ales dacă ținem cont de informațiile conform cărora este posibil ca în următoarea perioadă, chiar în cursul zilei de astăzi, să fie publicate noi informații legate de data la care vor fi reluate discuțiile legate de un acord comercial între oficialii europeni și cei britanici. Prin urmare, volatilitatea la nivelul lirei sterline și în special la nivelul GBP/USD ar putea să continue. Principalul nivel de urmărit 23-253, pentru că la fel ca și în cazul EURUSD reprezintă un prag important și face diferența între un nivel superior de încredere al cumpărătorilor sau al vânzătorilor. În acest moment, vânzătorii de liră par să fie mai favorizați. De ce? Pentru că beneficiază de această perioadă mai slabă și mai tensionată pentru lira sterlină, iar în acest sens am putea să asistăm la o spargere, dar această spargere ar putea să la o spargere descendentă, desigur, dar aceasta ar putea să fie destul ar putea să fie pentru scurtă durată, pentru că, după cum spuneam, a doua parte a zilei ne aduce informații din America, iar perspectivele nu sunt în tocmai cele mai optimiste. La nivelul USD/JPY, situația a fost una destul de problematică. De ce? Pentru că
După cum am discutat până acum, astăzi a părut să fie ziua publicării datelor PMI. De ce? Pentru că au fost publicate date din, am putea spune, din cele mai importante zone ale, ale lumii. Vorbim despre date din Japonia, datele PMI din Australia, dar și date din economia europeană și vor urma rezultatele din SUA. Prin urmare, ziua de joi ne-a adus cumva o radiografie extinsă a situației economice la nivel global în ceea ce privește, am putea spune, în era, în timpul pandemiei de coronavirus. Totuși, inițial, datele slabe la nivelul, la nivelul economiei japoneze au pus destul de multă presiune asupra yenului japonez. De ce? Pentru că vorbim despre o scădere mai puțin dramatică la nivelul manufacturier, doar de 0,5 puncte, de la 44,2 la 43,7 puncte, dar scăderea majoră a venit în ceea ce privește sectorul de servicii, lucru care vedem că este un trend extins și este de înțeles. În acest caz a fost înregistrată o scădere de la 33,8 puncte la 22,9 puncte. În acest sens trebuie menționat că ritmul în care s-au deteriorat, în care s-a deteriorat situația din sectorul manufacturier a fost cel mai rapid din aprilie 2019. Mai mult, sectorul de servicii a suferit cea mai amplă contracție din istorie, din 2007, când a fost prima oară înregistrat acest rezultat. Prin urmare, vedem tendințe slabe și tendințe pesimiste și la nivelul economiei japoneze. Motiv pentru care toată această situație a favorizat o recuperare din partea dolarului american, care vedem că a reușit să se stabilizeze cumva în partea superioară a canalului lateral format din 107-260-107-900. Totuși, în acest moment, dolarul pare să piardă teren, cumva fiind pus sub presiune de apropierea momentului în care vor veni datele din SUA. Pe lângă datele PMI, atenția investitorilor se va orienta și către raportul privind cererile de șomaj. De ce? Pentru că se estimează o scădere de aproximativ 4,2 milioane, de fapt o creștere a cererilor de șomaj cu 4,2 milioane. Ce ar însemna o astfel de valoare? Ar duce valoarea totală a persoanelor care au completat, care au cerut susținere financiară la peste 26 de milioane. Pentru a ne face o idee asupra impactului și asupra mărimii acestui rezultat, trebuie menționat faptul că în perioada după criza financiară, deci vorbim despre perioada 2009-2010-2019, au fost create aproximativ 22,4 milioane de locuri de muncă. Prin urmare, în doar 5 săptămâni, mai mult am putea spune că au fost pierdute mai multe locuri de muncă decât au fost create în 10 ani de zile. Da, am putea spune că multe dintre acestea vor fi recăpătate odată ce situația va reveni la normal și activitatea va fi redeschisă, dar în continuare un număr de persoane vor rămâne fără locuri de muncă, întrucât vor exista cazuri în care afacerile vor fi închise, întrucât nu vor rezista presiunii financiare, costurilor ridicate și
și unor astfel de efecte. Prin urmare, situația la nivelul economiei SUA nu este în tocmai cea mai roz. De ce? Pentru că pare să resimtă un impact semnificativ și în ciuda acestor măsuri de susținere din partea administrației, urmările vor fi destul de ample. Și deși toată această susținere financiară și fiscală va reuși să tempereze impactul, în continuare urmările pe termen mediu și lung vor fi destul de serioase. Rămâne de văzut doar care va fi, odată cu trecerea timpului, cât de accentuate vor fi acestea. În acest sens, este posibil ca, începând de acum și continuând în a doua parte a zilei, să asistăm la o tendință de depreciere la nivelul USD/JPY, care s-ar putea îndrepta către zona limitei inferioare a canalului lateral. Vorbim despre acest nivel de la 107-260, care totuși este un nivel important de rezistență pentru yen. Astfel, este greu de crezut că vom asista la o spargere, ci mai degrabă la o extindere a acestei secvențe laterale. Calendarul de astăzi este unul foarte interesant. Următoarele date vin la 11:30, datele PMI din Marea Britanie, care ar putea să pună presiune semnificativă asupra lirei sterline și asupra perechilor monetare din care face parte moneda britanică. Mai mult, la ora 1, indicatorul privind comenzile industriale, care la fel este așteptat să suferă o scădere majoră. Următorul set de date, 3:30, cererile săptămânale pentru ajutor de șomaj, urmat de 16:45, ora României, indicatorii PMI pentru luna aprilie din SUA. Astfel, ne așteaptă o sesiune destul de agitată, o sesiune destul de volatilă, iar mișcările din piață nu ar trebui să lipsească. Prin urmare, este indicat să urmărim cele mai importante evenimente de astăzi, întrucât acestea au cel mai mare potențial de a influența mișcările și de a determina mișcări de preț semnificative. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. La revedere!